Noul an școlar a început în bune condiții la Tăuții Măgherăuș. Liceul Tehnologic Traian Vuia din localitate are de acum încă un corp de clădire care a fost dat în folosință odată cu primul clopoțel. A fost un moment mult așteptat atât de elevi și cadrele didactice, cât și de părinți și cei din administrația locală. 2 ani am suferit pentru că am dus copiii, clasele de liceu le-am dus la școala gimnazială Nistru, unde avem o școală modernă, frumoasă, și am făcut așa, mici improvizații. Am stat aici pe constructor toată vara și iată că suntem acum în această locație, 8 săli de clasă, încă una care tot așa o folosim de laborator și celelalte, plus centru de documentare a 9, a 10, a bibliotecă, plus locații arhivă, avem mai multe spații. Acum, în sfârșit, ne putem desfășura activitatea într-un mod corespunzător. Practic, la unitatea de învățământ studiază copii de toate vârstele. Este vorba de preșcolari, de elevi de școală primară și de gimnaziu, dar și de liceeni. Tăuții Măgherăuș este printre puținele unități administrative teritoriale din Maramureș, unde populația și evident și cea școlară este în creștere, așa că a fost nevoie de o extindere a spațiilor destinate educației. Liceul are aproape 700 de elevi în prezent, iar numărul lor va crește odată cu dezvoltarea afacerilor din oraș. Chiar a fost foarte necesară această construcție, având în vedere că noi am fost nevoiți să mutăm copiii în alte spații și anume liceul a fost mutat la Nistru. Copii de clasele 1-4 au fost mutați în alte locații din Tăuții Măgherăuș și anume la aeroport. Spre aeroport aveam acolo o fostă școală la parohie și acolo au fost mutați copiii și în față aici avem o sală și părinții n-au fost prea mulțumiți. Am avut foarte multe probleme din cauza asta. Primăria a investit bani nu numai în noul corp de clădire al liceului, cât și în mobilierul aferent.